Tânărul care a plecat din Canada special pentru a deveni ofițer de poliție în România a povestit pentru știrile TVR cum s-a făcut repartiția la finalul masteratului profesional pe care l-a urmat la Academia de Poliție din București. Eu sunt din Cluj și am prins Constanța, deci la aproape 700 de kilometri de casă. Cu repartiția am fost constrâns să alegem sub amenințarea faptului că vom fi dat afară din Academie. Eu în speță provin din civilie, deci nu am fost plătit ca și colegii din sistem. A trebuit să fac niște sacrificii foarte mari, să mă duc și la școală să și muncesc. Eu mâine trebuie să mă prezint la IPJ Constanța, nu o să o fac, am înștiințat deja. La fel ca el, alți absolvenți din cei 75 care au terminat masteratul au fost nevoiți să accepte posturi la sute de kilometri distanță de localitățile de domiciliu. Ei nu vor avea voie să se mute 5 ani de zile din acel loc după repartiție. De asemenea, un lucru la fel de deranjant a fost faptul că pe durata masteratului Poliția Română și-a trimis specialiștii să recruteze oameni pentru operațiuni speciale, crimă organizată, Institutul Național de Criminalistică, Investigații Criminale, Structura Centrală, iar ulterior tot Poliția Română a refuzat să-i mai mute. Joi la Academia de Poliție a mers și adjunctul Poliției Române, chestorul Virgil Spiridon. A început cu amenințarea că o să fim tot dat afară, că se va întocmi un raport pentru colegii din sistem, ceva similar cu o sancțiune disciplinară pentru comportamentul pe care l-am avut. A venit adjunctul Inspectoratului General, domnul Virgil Spiridon, și dânsul a început să pună presiuni și mai mari. Au încercat să ne filmeze, să ne prindă că refuzăm locurile, ca să aibă ei un oarecare temei pentru a ne lua gradul de ofițer și a ne da înapoi gradul de agent sau să ne trimită la plimbare. Absolvenții susțin că și șeful Poliției Române, Benone Matei, a mers vineri la Academie și discuția cu acesta a fost total diferită. Adjunctului GPR, prin vocea purtătorului de cuvânt, neagă atitudinea radicală reclamată de studenți. Domnul chestor nu a făcut asemenea afirmații, doar le-a dus la cunoștință absolvenților procedura legală, respectiv repartiția în funcție de mediile avute. Domnul inspector general a avut o discuție într-adevăr cu absolvenții pentru a-i reasigura lucrul pe care îl făcuseră și domnul chestor Spiridon, că vor fi repartizați la unități de poliție cât mai aproape de domiciliu. Până acum, ministrul de interne, Cătălin Predoiu, n-a avut nicio reacție referitoare la acuzațiile lansate de unii studenți și de sindicaliști în legătură cu repartiția pe posturi.